Familia președintelui Consiliului Județean Călăraș, Vasile Iliuță, a donat Spitalului Județean de Urgență, Dr. Pompei Savarian din Călăraș, 35 de paturi de ultimă generație. Secțiile care au primit aceste dotări sunt cardiologie, neurologie, ortopedie și chirurgie. Valoarea totală a donației se ridică la suma de 35.000 de euro. Cele 35 de paturi sunt împărțite pe 6 secții din cadrul Spitalului Județean de Urgență Călăraș. Aș vrea să ne salutați colegii medici și asistenți care sunt astăzi aici. Bună ziua, doamnelor directoare! Bună ziua! Doamna directoră medicală Năstuică, bună ziua, doamnelor! Bună ziua, păi să ne ridicăm și noi tăceau! Am venit la dumneavoastră astăzi, n-am venit cu mâna goală, am venit cu o donație din partea firmei unde sunt acționat. Aici am băiatul care e administrator. A donat 35 de paturi Spitalului Județean de Urgență Călăraș, 35 de saltele, 35 de notiere. Sper să îmbunătățim, activitatea Spitalului. Sunt paturi de ultimă generație, paturi cu 4 motoare, foarte confortabile, de ceea ce duceam lipsă pentru creșterea siguranței și calității actului medical pentru pacienți. Cele bune continuă de la Consiliul Județean către subordonatele pe care le avem în subordine. Spitalul Județean e un prestator de servicii pentru populație, oferiți prestări de servicii pentru cetățenii județului Călăraș. Ne bucurăm că din ce în ce mai bine activitatea s-a îmbunătățit. Încercăm și noi să o îmbunătățim dotând cu tot ce înseamnă aparatură medicală și dotare a spitalului. Sunteți norocoși, suntem un monitor oficial, avem 98 de milioane de ron, urmează să o construim în 36 de luni. Domnul doctor, avem vizita familiei a domnului Iliuță, domn președinte al Consiliului Județean Călăraș. Să ne mulțumim că au venit în vizită la Spitalul Județean de Urgență. Bună ziua, domnul doctor! Venim să facem fapte bune. Acum, orice firmă care activează are și o parte de sponsorizare. Și anul acesta am luat ca obiectiv familiei Iliuță să sponsorizeze Spitalul Județean de Urgență Călăraș Pompei Savarian cu 35 de paturi, paturi care sunt speciale, cu motoare care se pot pune la anumite poziții automate. Da, și cred că la dumneavoastră trebuie să le conduceți, să ne arătați unde sunt paturile care... Imediat. Da? Poftiți, vă rog. Haideți. Numai puțin, vă rog, să-mi permiteți ca să vă... Aici, da, sau... Aici este salonul de terapie intensivă coronarien. Da. Cu 6 paturi. Astea fac parte din donație. Da, acestea sunt parte din donație, exact. Aici trebuie să vină băiatul, că el e cel care a făcut plățile pentru ele. Trebuie. Sunt paturi de tip ATI cu telecomandă. Puteți să faceți manevrele care sunt automate. Care ne ajută la poziționarea pacientului. Acolo mai avem tot la fel. Toate sunt la fel. Toate paturile din terapie intensivă cardiologie sunt de tip ATI. Da, de tip ATI și sunt prin donanță. Se pot ridica mai sus, se pot ridica mai jos. Se pot plimba, se pot lăsa. Sunt mobile și ne ajută la transportul pacientului ca să nu mai folosim targa. Deci ne sunt de un real folos, adică pentru sprijinul pacientului. Deci și la bolnav, la terapie intensivă, chiar este nevoie să fie un pic patul cu niște poziții care ajută și la bolnavul să respire mai bine sau unde e nevoie. Ele au venit cu saltele, doamna director, au venit cu saltele și cu canapele? Împreună cu saltele medicale, da, și aceste noptiere. Nu, noptierele noi... Avem și noptiere la fiecare față. Da.
Întrebări? Am putea să o întrebăm pe doamna dacă se simte confortabil în acest pat? Foarte bine, foarte bine. Da? Da. Vă mulțumim. Foarte bine, pentru că celelalte se făcea groapă, se făcea... Și saltelele sunt mai bune și... Da. Vreau să vă precizez faptul că în secțiile în care avem, nu în întreg salonul și avem câte 2-3-4, ceilalți pacienți ne solicită și dumnealor pentru un confort medical cât mai bun, dorim și noi asemenea paturi. Prin aceasta pot să îndemn pe toți oamenii de afaceri din județul Călăraș și la îndemnul domnului președinte și discuțiile pe care le-am avut chiar în întâlnirile de lucru cu tot ceea ce înseamnă partea privată din județ, atunci când doresc să vină în întâmpinarea pacienților, a spitalului județean unde, din păcate, majoritatea trece în pragul acestui spital spre a ne însănătoși, pot să vină să doneze ca și persoană fizică sau juridică și nu facem decât să dezvoltăm și să continuăm ceea ce face Consiliul Județean. Noi vă mulțumim din suflet, sunteți promotori alături și de ceilalți, celelalte societăți comerciale care au mai făcut aceste lucruri și dorim să faceți asemenea acte de calitate și benefice și în anii următori. Vă dorim spor! Mulțumim! Aici, Claudiu, care a fost cel de determinat să dirigezi, să spunem, partea de profit pe care a adus-o spre dotarea Spitalului Județean Călăraș cu cele 35 de parte? În primul rând, cu toții, vrem să nu vrem, cu toții o să ajungem la spital. Fiecare întreprinzător privat ar trebui să facă câte puțin un gest, să profitul să-l aducem către spital pentru noi și pentru familia noastră. Vă mulțumim! Cât a costat cele 35 de patru? Undeva la 1000 de euro patru. Da, peste 35 de mii de euro cu tot cu noptiere și sarte. Și să nu uităm că dacă arată așa spitalul pe afară, avem un proiect depus tot prin care o coordonați pentru anvelopare spital. Exact. Și atunci, prin demersurile pe care le faceți dumneavoastră în Consiliul Județean, sperăm că se va aproba, suntem în evaluare și cu ajutorul bunului Dumnezeu sperăm că se și aprobă, să dăm și o față mult mai modernă și pentru confortul termic. Da, da, vedeți ce înseamnă să veniți de la Direcția de Dezvoltare a Consiliului Județean să duceți managementul spitalului? Știți aproape toate proiectele se implementează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pompei Samarian. Așa, astea sunt proiectele pe care împreună dumneavoastră cu echipa Direcției de Dezvoltare și aici Eduard Grama, directorul Direcției de Dezvoltare, a avut viziune ca orice proiect în dezbatere publică să putem să-l analizăm și să dezvoltăm proiecte ca la ora actuală Călărașul să intre și el într-o normalitate, normalitatea să putem să beneficiem de condiții corecte, umane, în momentul în care dorim să facem de serviciile unui spital de urgență. Normalități, așa le consider, sunt obligații pentru că sunt promisiuni la preluarea mandatului că voi avea grijă de actul de sănătate în județul Călăraș și nu numai atât, am promis și Palatul Prefectural că și el va intra, licitația s-a închis pe 4 noiembrie, avem 3 oferte care va fi selecția făcută, aici o să discutăm într-o altă conferință de presă, să prezentăm lanțul ce am făcut noi Consiliul Județean pentru spital și pentru alte obiective pe care Consiliul Județean și le-a propus la preluarea mandatului din 2016. Este doamna director, trecerea dumneavoastră în revistă e corectă, cu promisiunile, cu angajamentele pe care ni le-am luat lângă cetățenii județului Călăraș, să le ducem la bun sfârșit, să îmbunătățim actul medical și să dotăm spitalul la standardele pe care cu toții le așteaptă și inclusiv eu, că și noi, cum a spus și băiatul meu, Claudiu Iliuță, și noi suntem beneficiari acestui act medical și nu știm când. Ați promis la mandatului pe lângă renovare, dotare a spitalului și atragerea de medici noi. Aici cum mai stați? Sau mai
cred că doamna director medical, am făcut tot ce a fost posibil educative, ce depinde de Consiliul Județean, urmează să le preluăm în decembrie de la ANL, să le punem la dispoziție spitalului pentru a le credeți să vină la Călăraș. Cele 12 unități educative sunt suficiente, ni s-a aprobat și investiția de pe Nicolae Titulescu, alte 30 de unități locative care urmează să construim locul în groapa aceea din vecinătatea liceului agricol de pe Nicolae Titulescu, acolo alte 30 unități locative vor fi construite tot pentru medici. Vom pune la dispoziție tot ce există la ora actuală, resurse pentru a încuraja să putem să completăm organigrama spitalului cu medici noi care să vină către Călăraș. Legat de medici, ți-ai întrebat ce am făcut, chiar împreună cu toți medicii care lucrează în acest spital, cu echipa Consiliului Județean, de la ideea de a vorbi cu fiecare medic în parte și de a promova județul Călăraș, condițiile în spital de a-și exercita activitatea medicală, încheierea de contracte despre prestări cu firme care găsesc personal calificat, Medijobs, împreună cu Facultatea de Medicină din București, Carol Davila, și cu celelalte facultăți, publicarea pe site, participarea la târgurile de joburi, facem tot ce este posibil și le prezentăm, așa cum a precizat domnul președinte, pachetul de servicii de care pot beneficia pentru a-și exercita funcția de medic în județul Călăraș. Este un act destul de greu. Pe ce secții suntem descoperiți la acest moment? Suntem descoperiți pe mai multe secții care sunt generalizate ca și lipsă de medici, de specialiști la nivel național. Dați-ne câteva exemple. Secția cardiologie este una dintre secții. La nivel am anului... avea nevoie de încă un medic? Sigur sau că da. La nivelul anului 2018, numărul de pacienți internați și tratați în această secție au fost în jur de 1700. La finalul lui octombrie suntem undeva la 1600 de pacienți. Vă dați seama că cazuistica este destul de mare și ca atare numărul medicilor este necesar să fie crescând. Îl avem aici pe domnul doctor Mohamed. Mai avem o colegă, o doamnă doctor, care face naveta la ora aceasta, chiar consultă, vine din București de la Spitalul Militar și mulțumim pentru aceasta, pentru că nu este ușor să faci naveta, să vii la Călăraș și să te împarți între București și Călăraș. Pe această cale, eu și cu echipa Consiliului Județean le mulțumesc tuturor doctorilor care sunt pe chirurgie, șef de laborator, care fac naveta din București și vin să ne ajute pacienții din Călăraș. Astăzi, chiar la UPU, avem o colegă, o doamnă doctor, care vine de la doctor Dângă, de la Spitalul Bagdazar Arsenic din București, tocmai pentru a ne ajuta pe încă o secție unde chiar avem lipsa de personal, secția de primiri urgențe. Pe neurologie avem chiar probleme destul de mari. Pe secția ATI. La ora actuală avem un medic care face la fel naveta din București de la Spitalul Baldazar, lucrează cu o jumătate de normă la noi în județul Călăraș, este și medic șef pe unitatea de primiri urgențe în București, tot la Baldazar. Și datorită faptului că are dragoste față de pacienți, acceptă să vină și la Călăraș pentru a ne trata pacienții. Din păcate, un medic ne pleacă acum neurolog în Anglia, chiar începând din noiembrie. Inclusiv la cabinetul doamnei prim-ministru am fost și am discutat cu consilierii doamnei pentru a ne ajuta în a găsi neurologi care să poată să vină în întâmpinarea noastră la Călăraș. Și exemplele pot continua. Această problematică, mă repet, din păcate este la nivel național, pe medicii și specialiștii pe care îi căutăm. Dar sperăm că în curând, mai ales dacă ne mediatizăm mai mult și acum că au văzut că într-adevăr nu este glumă, că se termină blocurile pentru dumnealor, că așa cum a spus domnul președinte, noi ce am spus am făcut, poate vor accepta să vină în Călăraș și împreună cu ceilalți care vin de la București. Dar problema locuințelor o ridică medicii? Nu neapărat.
cam această problemă o ridică, însă numărul dumnealor este destul de scăzut. În ultimii ani, specialiștii pe aceste domenii au fost cât mai puțini, iar cei care sunt mai bine preferă să rămână în București pe 3-4 clinici decât să facă naveta la Călăraș. Până la dotarea spitalului cu echipamentele potrivite, lipsa acestora, a medicamentelor, a utilajelor, a, nu știu, a aparaturii, a fost un impediment pentru ca medicii să vină la Călăraș? Pot să vă spun că deci Spitalul Județean de Urgență este în coordonarea directă din anul 2010 a Consiliului Județean. Cel puțin în ultimii 3 ani și mai ales de 6 luni nu a existat vreo problemă legată de lipsa de medicamente. Se calculează stocul la 2 săptămâni sau zilnic pe diverse secții, iar acolo unde există probleme legate de medicamente în care furnizorul nu a putut sau nu le fabrică în acea perioadă, nu le are în stoc, automat pacienților li se decontează. Legat de aparatură medicală, pentru județul Călăraș ca și cazuistică, suntem într-un trend la nivelul celorlalte spitale. Este loc de îmbunătățire, asta facem, avem un plan, planul de anul viitor pe achiziții, care este aprobat și discutat la nivelul Consiliului Județean, împreună cu echipa de dezvoltare tehnică și domnul președinte, deci impedimente de asemenea natură sunt foarte puține. Doamna director, să semnăm procesul de predare primirea paturilor, a noptierilor. Da, vă mulțumim foarte mult. Domnul Iliuță Claudiu, vă mulțumesc. Vă doresc să aveți spor în toate și să puteți să mai donați. Și profit mai mare ca să mai dați mai multe. Să dați 100 de mii la an. Și cum vă știu, un tânăr, un lider, să-i determinați și pe prietenii dumneavoastră să vă urmeze exemplu. Că aveți foarte mulți prieteni. Tot spitalul trebuie să se schimbe. Vreau să spun că am venit în urmă cu 2 ani de zile, am internat-o pe mama la spital și nu m-am șocat. Deci erau renovate la chirurgia, am internat-o, era totul modernizat, spitalul modernizat și paturile, cred că sunt în 1960. Deci, da, din anii 70, când a fost 70-75, când a fost construit. Da. Paturile vechi, de ce aveam modernizare, tot ca și spital nemodernizat, arată cu mobilierul de spital, care e învechit și nu e adus la actualitate. Și nu mai funcționează. Și să drumăm în continuare, mai sunt agenți economici care doresc să vină să ajute spitalul, să sponsorizeze în continuare cu mobilier pentru dotarea spitalului, cum ar fi paturi, să continuăm cu această investiție, paturi. Le mulțumim. Da? Mulțumim pe această cale. Mulțumim. 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 Mulțumim.